Și în acest context foarte complicat, șeful Serviciului Român de Informații s-a întâlnit cu directorii CIA și FBI într-o vizită oficială în Statele Unite. Eduard Hellvig a avut întâlniri și cu directorul Comunității Naționale de Informații din Statele Unite în timpul vizitei din SUA. Directorul SRI a discutat la Bruxelles cu oficiali din domeniul informațiilor înaintea deplasării în Statele Unite, problemele actuale de securitate regională și globală, importanța schimbului de informații pe agenda discuțiilor. Atât partea română cât și cea americană s-au angajat să continue cooperarea dintre serviciile de informații. Despre contextul foarte complicat și despre cum vine această întâlnire, cu Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român. Bună seara, domnule Fota! Bună seara! Numai când te uiți la numele astea, aproape că nu-ți vine să crezi. Deci, întâlnire cu directorul CIA, directorul FBI, directorul Comunității Naționale de Informații, adjunctul secretarului de stat pentru Europa Centrală și de Est. Cum e? Cei mai importanți oameni din zona de inteligență, securitate națională din SUA, plus, bineînțeles, Departamentul de Stat. E complicat, e îngrijorător. Într-un fel, aici avem o dublă semnificație a acestei vizite. Avem o semnificație națională și asta ține și de importanța relației cu Statele Unite. Deci după întâlnirea de acum 6 săptămâni a ministrului apărării de la vremea respectivă, domnul ministru Ciucă, cu secretarul Austin, și după întâlnirea de 3 săptămâni, de acum 3 săptămâni, a ministrului de externe Bogdan Aurescu cu Blinken, și vizita sa foarte bună de asemenea, lipsea un pilon și evident că pilonul al treilea era pilonul de inteligență, pentru că ăștia sunt cei 3 piloni care constituie, dacă vreți, vâna relației cu Statele Unite. Pilonul militar, cel diplomatic și, evident, cel de inteligență. E bine, și pilonul de inteligență a fost bifat, ca să spun așa, și asta este foarte interesant, maniera în care americanii strâng rândurile cu aliații, prin această vizită a directorului Eduard Hellvig. Deci și întâlnirile, sunt absolut convins că au fost substanțiale, pentru că vremurile sunt proaste și se vede asta nu numai din declarațiile destul de apăsătoare ale unora și ale altora, dar și din frecvența întâlnirilor la nivel înalt. Toată lumea se consultă cu toată lumea, pentru că efectiv vremurile sunt proaste, gradul de pericol a crescut și fiecare vrea să vadă ce înseamnă realitatea asta internațională și ce are de făcut. Război hibrid, amenințarea Rusiei, asta este, război hibrid, am văzut ce s-a întâmplat și aceasta. Rusia amenință pe toate fronturile. Și... Rusia amenință militar, vedem concentrarea de trupe, nu? Amenință și hibrid, avem destule date, informații publice, intensificarea operațiunilor de spionaj, atacuri cibernetice de mare amploare și de mare complexitate, dezinformare, propagandă, deci ofensiva rusească este una completă, totală, aș putea să spun. În condițiile astea, o întâlnire între șefii serviciilor de informații cu o componentă de schimb de informații, aici trebuie să ne explicați ce înseamnă asta. România are o greutate, cum să spun, semnificativă în perimetrul ăsta aliat și aici, iarăși, astea sunt informații publice, nu divulg eu nimic extraordinar. Se știe că suntem un contribuitor important la alianță și la evaluările de situație alianței prin informațiile pe care noi le generăm. În plus, avem o relație specială cu Statele Unite, construită în timp. Să nu uităm că serviciile noastre acum, cred că sunt deja mai mult de 15 ani, au fost reorganizate pe un format occidental și cu asistența Occidentului, într-o foarte mare măsură asistența americană. Deci această cooperare strânsă, organică, aș putea să spun, prezentă, vizibilă și pe zona de inteligență, este importantă și pentru noi și pentru ei. Și atâta timp cât eu am văzut în ultimile luni, aș putea să spun, poate un an de zile, o creștere sporită pentru zona Mării Negre, cu atât mai firească era o astfel de vizită. Repet, pe lângă pilonul militar și cel de politică externă, trebuia să se întâmple ceva și pe zona de inteligență și iată, am avut această vizită. Deci strângem rândurile și ne pregătim pentru vremuri proaste. Asta este concluzia. Acces la cel mai înalt nivel în structuri de inteligență din Statele Unite, acces al unei instituții românești, nu? Al unei instituții românești. SRI-ul este, într-un fel aș putea să spun că este pe anumite zone principala instituție românească de inteligență, care contribuie cu informații și pe linie NATO și pe linie bilaterală, nu numai cu americanii. Sunt și alte state cu care avem relații foarte bune pe zona de inteligență. Să nu uităm că SRI este în clubul de la Berna, clubul celor mai prestigioase instituții de inteligență din lumea occidentală, un club cu o foarte mare influență și s-a văzut asta în cazul austriac, când austriecii pe niște defecțiuni interne, pe niște vulnerabilități cum să spun, au simțit influența și importanța clubului de la Berna atunci când clubul a pus piciorul în prag. Deci asta arată, pe de o parte, că ce s-a construit în România în ultimii ani s-a construit bine, arată că avem ce să oferim, pentru că știm să ne facem treaba și pe anumite zone sensibile și importante pentru întreg Occidentul am avut performanță în ultimii ani. Pe de altă parte, repet, dacă n-ar fi vremurile proaste, nici nevoia de astfel de discuții și de întâlniri atât de frecvente n-ar fi, cum să vă spun, vizibilă. În ultimile 6 săptămâni am avut întâlniri la vârf pe linia româno-americană, pe zona apărării, pe zona diplomației și pe zona de inteligență. De ce oare e nevoie de atâtea întâlniri într-o perioadă atât de scurtă? Pentru că vremurile sunt proaste și țările vor să fie pregătite. Și în comunicatul, m-am uitat și eu după ce m-ați anunțat, în comunicatul SRI-ului, apare cuvântul ăsta miraculos, reziliență. De ce am avea nevoie de reziliență dacă vremurile ar fi bune? Sau, deci evident că discutăm de reziliență pentru că vremurile sunt complicate și trebuie să fim pregătiți. Și cu o explicație, vă rog, ajutați-ne cu o explicație în legătură cu felul în care Rusia tot revizitează obsesia asta cu scutul antirachetă. La conferința de securitate din Suedia, Serghei Lavrov vorbește din nou despre cât de ofensiv e scutul antirachetă din România și din Polonia. De ce? Că știe toată lumea că este un sistem de apărare. Pentru că România nu a greșit cu nimic față de Rusia. Rusia nu are ce să ne reproșeze nouă. Și atunci, neavând argumente pe care să le arunce în negocieri împotriva noastră, evident că exagerează, uneori chiar inventează realități pe care de altfel le știm cu toții și, cum bine ați spus, știm cum stau lucrurile. Eu am în dosarele mele declarații ale unor importanți oficiali ruși de acum mulți ani de zile, când relațiile între Occident și ruși erau ceva mai bune și când militari de rang înalt declarau în conferințe internaționale că scutul nu e o amenințare pentru Moscova. Deci retorica asta cu uite, scutul nu e scutul ca amenințare, suntem obișnuiți cu ea și evident trebuie luată în calcul tactic să vedem un picuț ce i-a mai supărat sau ce i-a mai deranjat. Dar altfel, pe fond, știm cum stau lucrurile. Neavând ce să reproșezi românilor, evident că te legi de ce poți. Ucraina e la mijloc. Ucraina e la mijloc între NATO și Rusia. Cât de serioasă este situația asta? Am văzut declarațiile, am văzut și declarația secretarului de stat al Statelor Unite, vor fi consecințe serioase dacă Rusia pornește un nou conflict în Ucraina. Am văzut avertismentul secretarului general NATO, tocmai ce am vorbit despre Serghei Lavrov. Deci cât de serioasă e situația de acolo, de la granița Ucrainei cu Rusia? Situația e serioasă pentru că aici e mai un lucru ce ar trebui să fie bineînțeles. Timpul în momentul ăsta curge în favoarea Ucrainei și în defavoarea Rusiei. Deci pe măsură ce timpul trece, Ucraina se întărește tot mai tare ca stat, evoluează tot mai mult pe orbită antirusească și cred că asta îi frământă și îngrijorează foarte tare pe cei de la Kremlin. Rusia în continuare se străduiește să nu piardă Ucraina, numai că cu cât se străduiește mai mult să nu piardă Ucraina, cu atât mai tare împinge Ucraina spre Occident și cu atât mai mare crește disperarea lor. Ori uneori, și asta știm din istoria relațiilor internaționale, disperarea nu e un element bun și te poate împinge la mișcări nesăbuite. Și cred că asta este îngrijorarea foarte mare pe care o vedem în Occident. În mod rațional, Kremlinul n-ar avea de ce să fie interesat într-o confruntare militară cu Ucraina, mai ales că ucrainenii au acum o capacitate mult, mult mai mare de ripostă și pot face mult mai bine față atacurilor rusești. Pe de altă parte, repet, disperarea uneori te poate împinge la elemente necugetate, poți avea impresia că controlezi situația sau ai nevoie disperată, poate să dai un mesaj în plan intern, nu? Până la urmă, primul război mondial a început și din dorința Germaniei de a evita revolta socială în interiorul Imperiului German de atunci. Deci asta este ceea ce în momentul ăsta frământă comunitatea internațională și mișcările recente ale rușilor, inclusiv cu spitale de campanie în zona granițelor ucrainiene, cu chemarea de rezerviști. Sunt semnale de pregătire de război. Acum, Rusia a mai jucat, cum să vă spun, scenariul ăsta cu noi. Ea uneori pune presiune pe multiple planuri ca să vadă unde poate avea un câștig. Probabil că va conta foarte mult și ce spune Occidentul în continuare, dincolo de ceea ce vedem pe televiziuni și de mesajele astea tranșante. Sunt foarte multe negocieri în background, pe multe dintre ele cred că nici nu le vedem la timp sau nu știm de ele. Și poate că de acolo totuși vine și o veste bună, dar vestea bună doar va ameliora, dacă vreți, situația asta complicată dintre Rusia și Ucraina, nu va rezolva. Mulțumesc mult, Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român, în direct la Digi24. Pauză și când ne întoarcem vorbim despre un